Bună și bine m-a regăsit! Am revenit astăzi și vreau să vorbim despre păr. Și introducerea ar putea să fie așa destul de jenantă dacă aș începe-o cu faptul că fac acest clip pentru că multă lume m-a întrebat. Această frază a devenit o chestiune ușor penibilă, dar chiar e reală la mine. Adică, după ce am pus acest clip pe Instagram, care n-avea nicio legătură cu părul, era o semi-comedie, dacă vreți. Tind să cred că aveam o zi bună în clip, cu o zi bună din punct de vedere al părului. Au apărut multe întrebări legate de produsele pe care le-aș folosi și de vopseaua pe care o utilizez. Așa că m-am gândit să vă arăt un pic produsele pe care le folosesc. Evident, fiind destul de multe, nu o să insist foarte tare asupra lor, mai mult le enumăr și trec printre ele, evident, explicându-vă de ce le folosesc și ce îmi place la ele. În ceea ce privește șampoanele, în momentul de față nu am multe opțiuni, pentru că m-am oprit asupra a două probleme pe care încerc să le combat sau să le țin sub control. Vorbim aici despre căderea părului și despre scalpul meu ușor sensibil, care dacă nu are parte de o îngrijire, să zicem, atentă și căruia dacă nu-i acord îngrijirea necesară, tinde să devină sensibil și să se activeze, dacă vreți, o dermatită. De aceea, în permanență, includ în ceea ce înseamnă spălarea părului un șampon în acest sens. În acest moment am 3 și nu numai în acest moment, în foarte multe momente am aceste 3 șampoane pe care le alternez. Am observat că dacă le folosesc pe acestea, îmi țin bine sub control această dermatită și atunci evident că n-am renunțat la ele. Unul dintre ele este acesta de la Seboradin, Oily Hair, pe care îl folosesc pentru că am sesizat că dacă îl folosesc măcar o spălare, dar una nu, și las să acționeze undeva la 5 minute măcar pe scalp, chiar face o treabă bună și nu am niciun fel de disconfort la nivelul scalpului, dar la fel de bune mi se par și acestea de la Dermotis, despre care v-am mai vorbit și cu alte ocazii. Vă aduc din nou în atenție, acum îl am pe acesta medicinal. Acesta medicinal este mai degrabă util într-o fază de acțiune efectiv. El există și în varianta de întreținere, dar pentru că eu nu-l folosesc constant, tind să-l iau doar pe acesta. Însă cei de la Dermotis au multe variante și cu sul și cu tot felul de ingrediente de-astea care ajută în principal la nivelul scalpului, adică n-au doar rolul de a curăța părul, ci și de a-l de a îngriji scalpul. Și de asemenea țin în baia mea și acest produs din gama Balea Med, șampon ultra sensitiv, care este gândit pe aceeași direcție și anume de a îngriji scalpul sensibil și de a-l menține curat, plăcut, fără mâncării. Și poate că ar fi trebuit să încep expunerea produselor cu pre-șamponul, dar pe acesta vi l-am arătat și nu o să mai insist asupra lui, acesta de la L'Oreal, pe care la fel îl aplic o spălare, da, una nu. El se aplică pe părul umed înainte de a aplica șamponul, de asemenea îi se acordă undeva la 5 minute pentru a acționa, iar ulterior se continuă cu spălarea obișnuită. În ceea ce privește stoparea căderii părului, m-am oprit momentan la acesta de la Vichy din gama Dercos, pe care știți că îl foloseam concomitent cu fiolele din această gamă. În acest moment nu mai am fiolele, dar s-ar putea să mă întorc la ele. Mai am aici un șampon pe care îl folosesc, e adevărat că mai rar, dar în cazul în care îmi doresc, spre exemplu, niște bucle mai rezistente, dar cu asumarea faptului că părul meu va fi ceva mai uscat, am și acest șampon de la Kérastase din gama Densific. De fapt, la acesta am și balsamul și folosite împreună, într-adevăr, oferă volum, ca să ar fi rolul, dar îți și usucă firul de păr. Și îl usucă vizibil, pentru că știu că mi-a și scris cineva la un moment dat la un clip în care aveam părul spălat cu această gamă, că nu înțelege ce i-am făcut, dar arată nașpa. E adevărat, are așa un aspect mai de măturică, dar fiind așa aspru, atunci când îți faci buclele, rezistă mai mult. Este adevărat că pentru un păr ca al meu, care este din naștere ceva mai aspru, nu ar trebui să fie prima opțiune. Eu nu am cumpărat această gamă, ci am primit-o cadou în cadrul unui set mai amplu de la Kérastase, pe care mi l-am cumpărat. Setul includea produse anticădere și a venit și această gamă. Și atunci, repet, o mai folosesc atunci când vreau să-mi reziste buclele mai mult,
cu acest risc de a părea un pic mai înfoiat. Mai departe, în ceea ce privește îngrijirea părului pe lungime, o să trec repede așa prin a vărta cele trei măști pe care vi le-am arătat recent, și anume aceasta de la Kao, care este o mască hidratantă, aceasta de la Elsève, care este o mască cu rol de strălucire intensă, să zicem, și aceasta de la Elisaveca, o mască cu proteine. Odată le alternez pe acelea, mai am aceste două măști lichide pe care vi le-am mai arătat eu, dar sunt extrem de spornice, pentru că măștile acestea lichide implică o cantitate mult mai mică de produs aplicat pe păr decât cele solide, și atunci, deși le-am de ceva vreme deschise, nu le-am terminat. Aceste măști îmi plăceau foarte mult, mai ales atunci când aveam părul tuns mai bine și când îmi puteam să-mi îndrept părul. În momentul de față am o tunsoare destul de proastă și atunci nu prea îmi place să-l mai îndrept. Dar acestea sunt măști care oferă suplețe, oferă strălucire și arătau foarte bine pe un păr îndreptat. Având acest efect, atunci când le folosești pe părul, pentru un păr pe care vrei să-l ondulezi, mai ales dacă le folosești des, cumva încep să acționeze contra, mi se pare mie, pentru că cel puțin pe părul meu îl fac atât de mătăsos și atât de suplu, încât cumva buclele nu mai rezistă la fel de bine, spre deosebire de gama anterioară pe care vă arătam și vă spuneam că ea mă ajută să obțin un păr mai aspru care să prelungească durata buclelor. În cazul acestora mi se pare că nu contribuie foarte tare și atunci e adevărat că în ultima vreme le-am evitat, pentru că, repet, am fost unsă prost undeva spre finalul anului și încă aștept să se repare, adică să crească. Dar nu mai crește. Știi cum e când vrei să crească, nu mai crește. Dacă vă amintiți, în clipul acela în care vă spuneam cu ce produse încerc să stopez căderea părului, vă arătasem gama aceasta cu Aminexil de la L'Oreal și am găsit recent masca la ofertă în Auchan și am zis să o cumpăr, dar nu m-a impresionat în mod deosebit. Adică, da, este o mască bună, dar mai ales dacă e să compar cu alte măști de la L'Oreal pe care le-am avut și care într-adevăr erau fabuloase, aceasta nu mi se pare așa chiar în top. Și problema este că, evident, care și 300 de mililitri și îmi va lua foarte mult timp să o termin, însă nu este atât de proastă încât să nu o folosesc, nici atât de bună încât să o recumpăr, dar face parte din rutina mea, să zicem, pentru că toate măștile pe care vi le-am arătat acum le alternez. Pe de o parte pentru că mi se pare de bun simț dacă le-am deschis să le și consum, pe de altă parte pentru că unele îmi plac foarte mult, iar pe de altă parte pentru că, așa cum am mai spus, în ceea ce mă privește, eu caut să ofer părului rând pe rând toate acele componente, ingrediente de care are nevoie. Și atunci, pentru a mă asigura că are de toate, îi ofer din toate măștile pe care le am, pentru a mă asigura că beneficiază și de umectant, și de emolient, și de proteine, și de tot ce trebuie ca să arate decent. Indiferent de masca pe care o aplic la spălarea părului, întotdeauna finalizez procesul de spălare cu acest oțet de la Yves Rocher, pe care efectiv îl ador. Problema este că în acest moment mai am doar ce se vede aici și încă n-am găsit o ofertă bună să-l recumpăr. Bine, până la urmă o să-l iau și la preț întreg, dar până acum aveam mereu norocul să găsesc oferte de-astea mișto de tot ale celor de la Yves Rocher, pentru că deseori au 1 plus 1 gratuit sau 1 plus al doilea redus cu 40-50%, adică oferte de-astea bune. Dar am tot așteptat, însă aici mai am pentru câteva spălări, ceea ce mă face să cred că îl voi cumpăra și la preț întreg, pentru că de el nu mă las. Și de ce nu mă las? Pentru că are această capacitate de a îndepărta particulele, să zicem, care ar putea îndepărta strălucirea părului, mai ales dacă vorbim despre o apă cu un conținut ridicat de calcar și, în general, oricărei alte cauze care ar putea genera un aspect tern al părului. Mi se pare că efectiv se face o diferență în momentul în care îl aprici pe păr și poți să constați că, deși aveai impresia că ți-ai clătit bine părul, în momentul în care pui acest produs în păr, dintr-o dată părul tău mai are multe lucruri de care să-l cureți, să zicem. Și, repet, îmi place foarte mult, plus că, cumva, din ceea ce am citit, ar fi de ajutor și părului vopsit, în ceea ce înseamnă menținerea culorii și a strălucirii. Întrebări la clipul respectiv au apărut și cu privire la vopseaua pe care aș folosi-o și în acest moment pot să mă declar mândră de faptul că am câteva ture de când folosesc aceeași vopsea, pentru că, da, am făcut această
nu știu dacă e greșit sau nu, dar am tot alternat vopseaua folosită pentru, de când am început să mă vopsesc acasă, ceea ce mi se pare mare lucru, pentru că în urmă cu vreo 2 ani aș fi crezut că voi fi în stare să fac așa ceva singură. Și am cam tot încercat variante și opțiuni pentru că îmi doream ceva care să fie cât mai apropiat de culoarea mea naturală. Și mi se pare că aceasta chiar reușește să se apropie de culoarea mea naturală. Se numește Natural Brown și este de la The Face Shop, parcă, da, gama aceasta Silky Hair Color Cream. Este disponibilă pe site-ul celor de la Glorious în România, în cazul în care doriți să o încercați. Au mai multe nuanțe, dar aceasta mi se pare mie chestia cea mai apropiată de natural. Restul sunt așa mai în direcții de-astea mai roșiatice, mai calde. Îmi place mult la ea de la maniera de aplicare, care este foarte simplă, faptul că nu curge, faptul că nu miroase, faptul că nu știu, că se aplică ușor, efectiv, că poți să se aplici singur fără niciun fel de problemă și că este relativ apropiată de nuanța mea naturală. Și vă spusesem eu în clipul cu produsele care mi-au stopat căderea părului că deși stoparea se datora acelor fiolete de la Vichy, că voi continua întreținerea cu acest produs de la L'Oreal, cu Aminexil, însă este adevărat că m-am și puturoșit și că nu l-am mai aplicat constant, acele fiolete le aplicam zilnic. Pe acesta l-am aplicat cam de 2-3 ori pe săptămână. Însă trebuie să vă mărturisesc că firele pe care încep să le pierd sunt mai multe decât cele care erau atunci când foloseam acele fiole, ceea ce mă face să cred orică ar fi trebuit să folosești acest produs tot zilnic, orică nu funcționează la fel de bine ca acele fiole, orică va trebui să-mi recumpăr acele fiole. Ideea este că clar numărul de fire pierdute la spălare s-a mărit de când am încetat utilizarea acelor fiole, lucrul la care mă așteptam, dacă vă amintiți, am și spus în clip. Alte produse pe care le mai folosesc pe scalp, așa alternativ, și atunci cumva n-aș putea spune că am reușit rezultate fabuloase, dar în același timp am produsele și totuși le folosesc. Odată este acest mist cu oțet de zmeură, l-am luat, este de la Apio, brand corean, l-am luat pentru că îmi place foarte mult acela de la Yves Rocher și inițial am crezut că e pe același principiu, dar acesta este un produs de tip leave-in, ceea ce înseamnă că îl aplici după ce ai terminat de spălat părul și îl lași acolo să acționeze. Este plăcut, inclusiv la aplicarea pe scalp, dar nu, adică n-aș putea să mă lipsesc de cel de la Yves Rocher pentru că eu am nevoie de acel produs care mă ajută în ultimul pas de clătire a părului și atunci acesta îmi place, dar nu este un substitut pentru cel prezentat anterior, dar e fain și acesta când îl aplici, mai ales pe scalp, se pare așa că, mi se pare că oferă un plus de prospețime. Un alt produs pe care l-am folosit și pe care l-am cumpărat în perioada în care tot cădea părul și nu știam ce să fac, este acesta de la Style sau nu știu exact cum se numește, oricum știu că este un brand românesc. După cum vedeți, mai am în el aproximativ jumătate. Mi se pare că se termină foarte rapid, foarte rapid. Adică cred că dacă l-aș folosi zilnic undeva în 2 săptămâni n-aș avea ce să fac cu el. Este de apreciat că are un pulverizator foarte, foarte fain, care distribuie foarte bine produsul, care nu încarcă, care nu grăbește îngrășarea părului. Dar în același timp mi se pare scump, adică costă vreo 70-80 de lei, cam așa parcă am dat eu un DM pe el. Și nu știu dacă l-aș recumpăra, motiv pentru care cumva nici n-aș putea spune exact care este acțiunea sa, pentru că nu l-am folosit în fiecare zi, așa cred că cum este recomandat. De fapt nu scrie cum este recomandat să-l aplici, dar bănuiesc că ar aduce un beneficiu dacă ar fi folosit constant. Eu l-am folosit așa între celelalte aplicări ale produselor de scalp pe care le am. Mai am aici un tonic pentru păr de la un brand corean care, nu știu cum se numește, dar ideea este că acesta mi se pare că are destul de mult alcool, adică dacă am scalpul sensibilizat, chiar simt la momentul aplicării așa un ușor disconfort și cred eu că asta e cauzat de cantitatea mare de alcool pe care o are. Avea recenzii super bune, dar eu n-aș putea spune că am văzut ceva fabulos. În același timp însă are o serie de ingrediente care aș putea crede că contribuie măcar la un aspect sănătos al părului, dacă nu la combaterea căderii. Un alt produs pe care l-am luat la momentul la care mă confruntam cu o situație destul de îngrijorătoare a căderii părului este acesta de la Mediceuticals sau ceva. Nu a făcut aproape nimic pentru mine produsul.
Adică nu a făcut nimic din punct de vedere al stopării căderii părului, însă simt că contribuie la ceea ce înseamnă aspectul sănătos al părului și atunci voi continua să-l folosesc, însă de asemenea alternat cu tot ce v-am mai arătat pe aici. Văzusem recenzii super bune pentru această gamă, am avut și șamponul și am văzut de la persoane care susțineau că au avut căderi grave, dar în ceea ce mă privește nu a funcționat. Un alt produs pe care l-am și pe care îl folosesc rar, odată pentru că nu simt că este neapărat ceva ce părul meu ar avea neapărat nevoie și pe de altă parte pentru că îl țin fix pentru acele momente în care n-am timp să fac tot acest ritual al meu cu preșampon, cu șampon, cu acceptat, cu trecut timp, cu lăsat să acționeze și așa mai departe, iar în momentele alea în care mă grăbesc să-mi spăl părul și nu am timp să las să acționeze o mască, îmi spăl părul pur și simplu cu șampon, iar la final aplic ca un leave-in această mască de la K18, pe care, așa cum vă spuneam, nu o folosesc neapărat pentru capacitatea sa de reparare a părului pe care susține că ar avea-o, pentru că în ceea ce mă privește eu n-am observat niște rezultate fabuloase, dar mi s-a explicat că, de fapt, dacă nu se întâmplă asta, e pentru că nu aș avea părul deteriorat și că n-aș avea nevoie de o astfel de mască. De aceea o și păstrez doar pentru acele momente în care nu am timp să-mi fac toată această rutină cu toate aceste produse. Un alt leave-in pe care îl folosesc atunci când doresc bucle mai rezistente și păr cu o ușoară textură este acest leave-in de la Dr. For Hair, care este special pentru părul creț. Eu n-am un păr creț în mod natural, însă am observat că dacă îl folosesc înainte de a-mi usca și ondula părul, părul capătă o ușoară textură care îl face să fie mai rezistent și să mențină buclele pe o perioadă mai lungă. Dar, de asemenea, nu este genul de produs pe care l-aș folosi la fiecare spălare, pentru că ideea aceea de a... De fapt, în general, eu nu sunt fan leave-in-uri, decât dacă sunt foarte, foarte lejere. Ori în ceea ce privește acesta, mi se pare că oferă o ușoară textură, dar cred că este ideal pentru un păr care este creț în mod natural, adică acolo cred că ar face o diferență și o treabă minunată, dar pe un păr ca al meu, săracul nu poate să facă mare lucru. Și apropo de leave-in-uri lejere pe care le agrez și prefer și care mi oferă și protecție termică, odată am de la Vela această loțiune care printre altele are și capacitate de a proteja termic, de asemenea spune că oferă și strălucire, reparare și hidratare. Îmi place foarte mult că are protecție și că nu încarcă părul, este foarte, foarte lejeră, doar îl face mai moale, mai mătăsos, mai plăcut și mai miroase și fabulos. Dar ce mi-a intrat în rutină și acest Invisible Oil, care de asemenea este un primer care, înțeleg, are și rol de protecție, dar și în ceea ce înseamnă protecția în fața razelor UV, ceea ce mi se pare fabulos, ideal pentru vară, deși l-am mai folosit și acum, este un pic mai texturat decât loțiunea de la Vela, dar și acesta este plăcut și poate fi folosit fără riscul de a-ți încărca părul. Și am uitat să vă zic și acesta miroase fabulos. Iar la final, după ce coafezi părul, indiferent că e vorba de îndreptat sau de ondulat, aplic o pompiță de ulei de obicei. În această perioadă îl folosesc pe acesta de la Kerastase din gama Blond Absolute și deși nu sunt eu vreo blondă, totuși îmi priește, îl aplic cu succes. Așa cum vă spuneam, îl aplic după ce coafez părul. Ideea aceasta de ulei înainte de coafat pe mine nu mă încântă, am doar acea imagine în minte cu un păr care se prăjește. Pur și simplu asta îmi imaginez că se întâmplă cu părul dacă înainte de a veni cu acea temperatură ridicată aplic ulei. De aceea obișnuiesc să-mi fac buclele, să le las să se răcească, iar ulterior să trec cu mâinile prin păr având acest ulei pe palme aplicat. Și o să vă arăt repede și produsele pe care le folosesc pentru coafarea părului. Placa este una de la Babyliss, am avut în trecut și de la varianta acestui brand profesională, de fapt încă o am, dar nu mi s-a părut așa vreo diferență. Eu am cumpărat-o pe aceea profesională pentru că mi-a garantat un hairstylist că acelea nu ard părul, ceea ce n-am sesizat să fie adevărat. Și am ajuns la acest model, sincer să vă spun, nu știu ce model este, adică nu mă pricep, eventual poate o să încerc să caut link și să vă las. E fabuloasă pe îndreptare, adică într-adevăr lasă părul acela super strălucitor și drept și suplu, exact așa cum te aștepți de la o placă, nu agață. Este o placă faină, eu sunt mulțumită de ea,
Nu regret că am cumpărat-o, dar este adevărat că în această perioadă eu o folosesc doar pentru breton, căci în rest v-am spus că nu prea îndrept. Dar pentru coafarea bretonului, înainte de a ajunge la placă, trebuie să folosesc o perie rotativă și acum vreun an aproximativ, cred că am luat-o pe aceasta de la Babyliss și am luat-o pentru că era la o promoție și eu am o perie rotativă de la Philips de acum 8 ani, care în continuare este decentă în funcționare, dar pentru că mi-a fost teamă că nu o să mai țină mult, că totuși are 8 ani, am zis că să îmi cumpăr totuși una nouă pe care să o am în caz că sunt lăsată cu ochii în soare de aceea, pentru că nu prea știu să-mi așez bretonul dacă nu folosesc perie rotativă. Așadar, da, bretonul întotdeauna cu ea. Pe lungime, mie nu prea îmi place să folosesc perie rotativă, deși am învățat. Multă vreme nu știam să folosesc peria rotativă pe lungime, îmi ieșea un dezastru. Acum știu să fac treaba asta și în principiu mi-e așa cam ca la coafor, dar pentru mine părul îndreptat cu peria arată bine atunci când îl faci, adică în ziua respectivă. Ulterior, probabil că ori trebuie să revii cu peria, spre deosebire de buclele făcute cu ondulatorul, unde le-ai făcut și au rămas atât că rezistă. Ei, aici la părul făcut cu peria rotativă, mi se pare că necesită intervenție ulterioară pentru a arăta în continuare bine. Adică mie nu mai îmi place părul îndreptat cu peria a doua zi după ce am făcut această procedură, pentru că mi se pare că nu mai are nici același volum, nici lungimile nu mai arată la fel de bine. Pare așa ca un păr care a fost ușor ondulat și care nu mai e hotărât nici dacă stă ondulat, nici drept, e o chestie incertă. Poate așa se comportă pe părul meu, poate încă n-am aflat eu secretul părului îndreptat cu peria până la capăt, dar momentan nu mă încântă ideea. Culmea, pentru buclele acestea pe care le fac cel mai des și care generează cel mai multe întrebări, folosesc produsul cel mai ieftin posibil, pentru că folosesc acest produs de la Roventa, pe care am dat 60 de lei acum 8 ani în Auchan. Mi-amintesc clar când și cum a fost treaba și în continuare este instrumentul de styling pe care mă bazez și la care apelez aproape după fiecare spălare, pentru că cu dimensiunea aceasta, care cred că este un centimetru, este cel cu care mi-ies buclele cel mai bine și rezistă cel mai bine. În același timp este cel cu care pot să-mi fac bucle și odată așa, adică să rotesc șuvița așa, dar atunci când nu am părul așa prost tuns ca acum, pot să fac și genul celălalt de bucle pe care le facem de obicei cu ondulatorul conic, și anume să pun șuvița astfel pe firul de păr și atunci coafura finală arată altfel, dar repet, în momentul acesta, având niște scări foarte scurte pe aici prin partea de sus, nu arată bine cu acel tip de bucle, pentru că am foarte mult volum aici și pe lungime nu se mai întâmplă același lucru și pare că sunt așa un cățel. Recunosc că în acest moment am așa în cap și ideea de a lua vreun ondulator un pic mai gros, adică cu vreun diametru de 1,62 cm, să zicem. Am început așa în ultima vreme să mă gândesc cum i-ar sta niște bucle făcute cu un astfel de ondulator, dar încă nu știu către ce să mă îndrept și pentru ce să optez, așa că dacă voi aveți vreun ondulator cu un diametru mai mare decât cel pe care l-am eu, mi-ar face mare plăcere să-mi spuneți în comentarii, dar să fie un produs decent, da? De la un brand decent în prețuri, adică nu îmi spuneți de Dyson, că nu o să mă apuc după ce am avut un ondulator de 60 de lei să-mi cumpăr unul care este de 30 de ori mai scump. Adică nu, asta nu o să fac, așa că aștept propuneri decente de la voi. Vă mulțumesc mult, cam acestea sunt produsele pe care le folosesc pentru îngrijirea părului. Dincolo de asta, niciunul dintre branduri nu-i bătut în cuie. E punctul de plecare, adică întotdeauna voi avea în rutina mea un produs care să îngrijească scalpul și după aceea voi include alte șampoane care să aibă grijă să combată sau să întrețină rezultatele pe care mi le doresc, fie că vorbim despre cădere, fie că vorbim efectiv despre aspectul părului și despre sănătatea lui. La fel se întâmplă și în ceea ce privește produsele pentru îngrijirea lungimilor. Voi căuta întotdeauna să alternez produsele pentru a avea toate acele ingrediente de care părul are nevoie să se mențină sănătos și mai ales să fie îngrijit corespunzător,
dacă vorbim despre un păr așa cum este al meu, adică descoafat. La fel cum întotdeauna voi căuta ca produsele care mi oferă protecție termică să aibă o textură lejeră, să nu încarce, să nu înăsprească firul de păr, să nu-i ofere textură, că își nu-mi place. De asemenea, voi căuta întotdeauna uleiuri de păr care să fie lejere, care să nu încarce, să nu îngrașe, să nu ofere un aspect nespălat. Iar în ceea ce înseamnă îngrijirea scalpului, fie că vorbim despre menținerea sănătății acestuia, voi alege întotdeauna produse care să nu îngrașe în mod exagerat părul și care să nu determine o spălare mult mai rapidă a acestuia, pentru că pierd în jur de 2 ore atunci când aplic toți acești pași cu tot ce înseamnă uscat și coafat. Și atunci, dacă aș avea un produs care ar genera spălarea acestuia mai des, deodată la 3-4 zile, deja ar fi prea mult și aș lua razna. Și ideal, cred eu, că este în orice tip de îngrijire, că vorbim de ten sau de păr, să căutăm acele produse și acei pași pe care să îi facem și să nu ne fie exagerat de greu, căci atunci vom renunța cu siguranță și pe termen lung nu vom avea cinci beneficii, pentru că da, îmi place să am grijă de părul meu și să-i ofer cele necesare, dar în același timp caut ca rutina pe care mi-o formez să fie una pe care să o fac cu plăcere, pentru că dacă, și asta e valabil și în cazul îngrijirii tenului, dacă ne ducem în niște pași deși exagerați și complicăm foarte tare lucrurile, pe termen lung nu va funcționa și vom tinde să renunțăm. Așa că e mai bine să facem lucrurile un pic mai simplu și să respectăm frecvența decât să facem o chestiune complexă, dar foarte rar. Așadar, acestea sunt produsele, acestea sunt instrumentele, acestea sunt pașii, acestea sunt lucrurile de care țin cont atunci când aleg să îmi îngrijesc părul. Sper că am răspuns întrebărilor care chiar au existat. Vă mulțumesc mult, pe curând, pa, pa!